Mă bucur foarte mult că am avut astăzi oaspeți importanți. Domnul Dumitru Prunariu, cel mai important brașovean astăzi, sau unul dintre cei mai importanți români, care astăzi a fost prezent aici împreună cu domnul ambasador al Statelor Unite, domnul Hans Klein. Ne-am întâlnit aici în această zi importantă. Mă bucur că am avut această ocazie și acest obiectiv pe care l-am inaugurat, știți bine, acum 2 luni de zile, a trebuit să găsim ceva oameni care să se ocupe de acest obiectiv și iată că astăzi mă bucur să fi avut această prezență și această ocazie extraordinară să fim împreună și să vizionăm aceste imagini pe care le-ați vizionat și dumneavoastră și cei care au fost aici oaspeți. Pentru Brașov este o zi importantă și mă bucur foarte mult să fi fost împreună astăzi aici. Very, very happy to be in Brașov this afternoon here at the planetarium, the new planetarium. We are celebrating the 50th anniversary of the walk on the moon by the first human, an American, Neil Armstrong. We, at the planetarium, this is a beautiful structure. There was a presentation of a short documentary regarding the Apollo program. One thing that I think we needs to be pointed out, that although this was the realization and the success of American technology, American ingenuity, American resources, what occurred 50 years ago was the walk of a human on the moon. Of course, an American, but really what that event signified was the ability of humanity to finally put one of its own on the moon. We're celebrating that today. It was a great honor and pleasure for me to be here with cosmonaut Prunariu, as well as the mayor of Brașov, as well as the people of Brașov who were here today to visit the planetarium and to celebrate the 50th anniversary. So, la mulți ani, Neil Armstrong. În primul rând, sunt foarte impresionat de acest planetariu. Se află la câteva sute de metri de locul în care m-am născut și nu credeam că aici, la Brașov, va fi o structură atât de impresionantă, construită și finalizată. Filmul este extraordinar. Aselenizarea a reprezentat un pas uriaș pentru omenire, un pas istoric. O ființă umană a pus piciorul pe un alt corp ceresc. Este un început. Un început care s-a produs acum 50 de ani, va continua peste 5 ani, tot cu Luna, și undeva probabil peste 20 de ani cu planeta Marte. Oricând este vorba despre zboruri cosmice, am niște trăiri speciale, pentru că am încercat pe pielea mea ce înseamnă un zbor cosmic. Am trăit aceste evenimente, am trăit lansarea, lucrul în imponderabilitate, modul în care se desfășoară toate activitățile la bordul unei stații orbitale, apoi revenirea pe Pământ. Dacă mă întrebați dacă aș mai zbura în spațiul cosmic acum, aș spune da. Dacă mă întrebați dacă vreau să mă duc pe Marte, probabil aș spune nu, dar m-aș duce pe Lună. Să nu uităm că John Glenn, primul cosmonaut al Americii, care a zburat pentru a doua oară la vârsta de 77 de ani, a făcut-o cu succes. A făcut-o la bordul stației orbitale. Eu aș spune un singur lucru. Mai am încă 10 ani până la vârsta lui. Din ce am văzut eu azi, mie mi-a plăcut cel mai mult prezența domnului Prunariu și filmul în special, pentru că mi-a arătat o grămadă de lucruri pe care eu nu le știam. Care au fost primii oameni pe Lună? Am auzit că au fost oameni pe Lună, dar nu știam care anume. Și nu am auzit de celelalte misiuni de la Apollo 11 în sus.